Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc pentru aprecieri. M-am gândit să vin cu o nouă citire astăzi cu oracul Arhanghelului Gabriel pentru a vedea care sunt mesajele divinității, ce ar trebui să știm în acest moment. Poate doriți o ghidare divină, doriți o ghidare din partea îngerilor și acest pachet de cărți de oracol poate dezvălui exact, poate răspunsul care vă interesează, pe care îl așteptați, pe care îl doriți, acea ghidare de care aveți nevoie. Așadar, dacă aveți o dorință, o întrebare, o preocupare, vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei variante, gândindu-vă la ceea ce vă interesează, sau lăsați-vă doar ghidați de intuiție și alegeți o variantă și vedeți ce mesaj vine din partea divinității a Arhanghelului Gabriel prin intermediul acestui pachet de cărți de oracol. Să vedem ce ar putea dezvălui. Ce răspuns ar putea da oracolul la întrebarea, la dorința care o aveți, pe care o doriți rezolvată? Ce mesaj are Universul, Divinitatea, așadar, în acest moment, în acest precis moment, legat de o problemă care vă interesează? Să vă scrieți un jurnal. A venit un mesaj, scrie un jurnal, pentru că atunci când îți notezi toate impresiile tale, ideile care le ai, impresiile care le ai, rememorezi cumva părțile importante ale evenimentelor prin care ai trecut, pe care le-ai depășit cu bine, etc. Și acest lucru îți va da și mai multă încredere în tine, te face mai creativ, da, deci poate să aducă, să-ți aducă, în, să spună în valoare poate anumite aspecte pe care tu obișnuit treci peste ele pentru că le uiți ușor, repede, și având deja scris, notat undeva tot ce se întâmplă, tot ce ai experimentat, bine sau rău, impresiile care le-ai avut, sentimentele care le-ai avut, ideile care le ai în legătură cu un anumit subiect sau ceva, recitind ceea ce scrii, jurnalul tău îți poate dezvălui lucruri noi, te poate inspira, te poate ajuta, etc. Deci pare că e un sfat care vine la modul general să scrii un jurnal, să-ți notezi. Așa cum făceam când eram studenți, elevi, poate, sau vremuri de demult se făcea acest lucru. Fiecare avea un jurnal în care își nota acolo impresia zilei. Era ca și cum ai sta de vorbă cu un prieten foarte bun, o persoană căruia îi poți deschide sufletul, îi poți spune ceea ce nu poți spune altcuiva. Și îți rămâne acolo amintire, îți rămâne acolo ca un martor, să zic așa, al vieții tale, cu bune, cu rele, cu ideile tale pe care poate altora nu le poți spune și așa mai departe. În orice caz poate fi inspirațional această modalitate de a nota visele, poate, dorințele, a nota ideile, experiențele, etc. Haideți să vedem. Și să mai grăbește prosperitatea. Deci vine o vreme de câștiguri, de oportunități, de câștiguri, de prosperitate pentru fiecare. Bucurați-vă că cerul este darnic. Universul oferă de toate, ne-a oferit de toate, avem de toate, doar că poate trebuie să fim noi mai receptivi, să mai atenți, să vedem mai bine. Poate să înțelegem ce oportunități sunt în viața noastră deja prezente. Cum se spune, fă ceea ce poți cu ceea ce deja ai, pentru că acest lucru îți poate aduce și mai multă prosperitate. Concentrează-te pe ce ai, nu pe ce nu ai, pentru că această energie aduce mai multă prosperitate. În orice caz, trebuie să știți că stau pe drum să vină, cum se spune, deci în viitor apropiat așteptați-vă la abundență, așteptați-vă la niște oportunități, la niște oferte, sau această abundență care vine, vine datorită unor acțiuni ale voastre. Deci vă vin banii care i-ați muncit,
de la serviciu, spre exemplu, sau pensia mea, niște drepturi meritate, da? Pot veni și niște creșteri salariare, niște premii. Abundența poate să vină sub multe forme și de idei și de relații noi care se fac, apar multe posibilități. Haideți să vedem. Prima variantă va fi piatra verde, a doua variantă va fi piatra roșie, a treia variantă va fi piatra albă. Alegeți varianta cu care rezonați, să vedem mesajele divinității în acest moment. Ce ar trebui să știm, ce ne poate fi de folos, ce răspuns putem primi în acest moment de la divinitate pentru întrebările noastre, pentru dorințele noastre. Haideți să vedem. Grup de artiști, sensibilitate. Deci o perioadă în care poate suntem mai creativi, poate suntem mai sensibili, poate că e cazul chiar să ne înscriem la niște cursuri, să ne dezvoltăm niște talente, niște abilități, să le perfecționăm, să ne înscriem într-un grup poate de artiști sau de persoane care împărtășesc cu noi aceleași hobby-uri și pasiuni, pentru că în felul acesta vom fi inspirați, vom fi ajutați, sprijiniți, ne vom inspira unii pe alții, ne putem sprijini unii pe alții, apar poate evenimente la care participăm, asta poate fi și o astfel de situație, care aduce noi oportunități, noi reușite, noi relații, noi oportunități de câștig. Haideți să vedem. Deci prima variantă verde, a doua va fi roșie, a treia va fi albă. Să vedem mesajele care vin de la divinitate pentru astăzi, în acest moment, adică indiferent când v-ați uita la acest video, când l-ați vedea, de oriunde l-ați vedea, el poate fi inspirațional, motivațional, un răspuns la o întrebare care vă preocupă. Sensibilitatea a ieșit din nou, deci sunteți niște persoane foarte sensibile, poate, inspirate, creative, apar noutăți, să știți, la voi. Ceva nou se naște, o idee, un proiect, o viață, da, deci sunteți într-o nouă viață, într-o nouă etapă, poate apărea o veste foarte bună, un proiect foarte stimulativ, crește ceva înăuntru și în afara voastră, o vibrație pozitivă, să zic așa, o frecvență, intrați pe o frecvență mai înaltă, pentru că sunteți mai sensibili, percepeți anumite lucruri și le apoi manifestați în felul vostru, poate prin pictură, poate prin scritură, poate prin muzică, etc. La voi funcționează foarte bine legea atracției, așadar, ca răspuns la întrebare, dacă aveți orice întrebare, dorință, este să vă mențineți gândurile pozitive, să vă înconjurați de persoane pozitive și să vă lăsați angrenați doar în situații pozitive. Pentru că în felul acesta veți atrage mai multă pozitivitate în viața voastră și vă veți îndeplini dorințele. Concentrați-vă pe ceea ce e pozitiv. Transmiteți universului o energie, o idee, o intenție, o dorință pozitivă și lăsați-o, ca și cum ai pune pe ai face un vaporaj și dai drumul pe apă și lasă să se ducă și aștept să vezi unde se oprește. Ce se întâmplă cu el? Nu te mai agita, n-are sens să te mai agiți. Lasă-l să se ducă liber. Dorința ta, lasă-l să se ducă liber în univers și așteaptă și vezi universul ce îți oferă. Tu, între timp, ocupă-te să faci tot ceea ce poți, mai bine să-ți faci circumstanțele și mai pozitive ca acea dorință, când se manifestă, să te găsească într-o stare de bucurie, de veselie, de alte noutăți pozitive în viața ta, pentru ca să te poți bucura de acea dorință, pentru că altfel poate să vină dorința când tu ești foarte nefericit și nici nu mai îți mai arde ție de acea dorință, etc. Poate fi. Deci legea atracției funcționează foarte bine, este ceea ce oferi, ceea ce transmiți în univers se întoarce în trăit, este legea lui 3, principiul lui 3, legea atracției. Deci puneți 3 dorințe și să fie cât mai pozitive și așteaptă să se împlinească
și între timp ocupă-te de proiectele noi. Aici pare că va juca un rol important creativitatea, sensibilitatea, poate să îngrijești de un copil, poate să fii mai sensibil la preocupările altora, la neliniștile altora, pentru că să fim poate mai generos, că legea atracției vorbește și de acest lucru, deci ceea ce ofer vei primi înapoi. Dar în orice caz, răspunsul mai concret la întrebarea voastră este că să gândiți pozitiv, să vă manifestați creativitatea și așteptați-vă la o naștere. Nașterea poate fi de o idee, de un proiect, de un nou serviciu, apare ceva, apare o oportunitate, apare o schimbare pozitivă, o veste foarte bună. Deci așteptați-vă la o veste foarte bună. Da? Deci se naște ceva nou în viața voastră, treceți printr-o schimbare pozitivă care vă va stimula poate sensibilitatea, creativitatea, care vă veți intra poate într-un grup de prieteni, de persoane pozitive. Veți fi atrase de o anumită conjunctură care este pe frecvența voastră și veți atrage în viața voastră acele situații pozitive sau negative în funcție de această energie care o aveți voi. Dacă sunteți supărați și necăjiți, s-ar putea să atrageți în viața voastră alte situații care să vă dea supărare și probleme. Dacă sunteți într-o stare de veselă, de bucurie, de recunoștință, de generozitate, de creativitate, veți atrage astfel de situații sau veți fi atrași în astfel de situații care să vă stimuleze creativitatea, care să vă pună în valoare sensibilitatea, care să vă dea idei, să vă inspire, să vă motiveze. Cam asta e ce văd pentru prima variantă, răspunsul în acest moment pentru ceea ce vă preocupă sau mesajul care vine din partea Universului. Al doilea mesaj care vine, a doua variantă, rămâneți fideli vouă înși vă convingerilor și principiilor voastre dacă știți că ele sunt sănătoase. Aici e nevoie cumva să rămâi, să ai încredere în tine mai degrabă, aș spune, pentru că convingerile pot fi greșite. Aici trebuie să realizezi dacă sunt sau nu cele mai bune. Dacă ai acea mentalitate potrivită pentru o viață pe care ți-o dorești. Pentru că s-ar putea să-ți dorești o viață frumoasă, dar poate mentalitatea nu te lasă. Ai o anumită idee fixă și rămâi blocat pe ea și tot întrebi de ce nu merge. Pentru că ai rămas blocat într-o idee, într-o concepție care nu te ajută. Sau ai de-a face cu niște persoane care au o anumită concepție, anumită mentalitate care nu te ajută și atunci trebuie, dacă tu nu poți să schimbi pe ceilalți, te schimbi tu, adică pleci, spre exemplu, din acel grup de persoane, te duci în alt grup, cauți acele persoane care să-ți împărtășească ideile, spre exemplu, ori schimbi tu mentalitatea, ori îți schimbi, te adaptezi tu celorlalți, ori dacă ei nu se schimbă și tu realizezi că nu este vă face bine, că este o situație negativă pentru tine, atunci faci tu schimbarea, pleci tu, te rupi tu de acea situație. Văd aici că trebuie să-ți rămâi fidel principiilor și valorilor tale. Deci nu te schimba pentru altul dacă pe tine îți face teamă, îți face frică, te face să fii nefericit, etc. Poate că e nevoie să gândești în mai multe perspective. Aici e nevoie să ai încredere în tine în orice caz, pentru că să ascultă-ți intuiția, ascultă-ți vocea interioară, pentru că sufletul tău știe cel mai bine ce e mai bine pentru tine. Altul din afară poate să fie mai mult sau mai puțin bine intenționat sau se raportează la experiența sa și nu e că înseamnă că deține adevărul. Dacă la cineva a funcționat o anumită rețetă, nu înseamnă că toată lumea poate să se facă bine cu aceeași rețetă, etc. Aici văd că sunteți toate într-o perioadă fragil, sunteți puțin fragil. Deci, poate că voi această fragilitate ar trebui să o folosiți pentru a deveni mai înțelepți. Deci luați din această fragilitate, vulnerabilitate, sensibilitate, experiență, teamă, frică, tot ce aveți voi, extrageți lecția, extrageți acel conținut care vă poate întări. Ai învățat
chestia asta te-a întărit. Există proverbul acel, nu te omoară, te întărește. Și acum aveți puterea, acum știți exact ce trebuie să faceți, ce nu trebuie să faceți, pe ce vă puteți baza, pe ce nu vă puteți baza. Știți care vă sunt limitele, să zic așa, și poate că e nevoie să vi le depășiți, având mai multă încredere în voi, să nu vă fie teamă. Deci nu vă fie teamă că le faceți greșeli, nu vă fie teamă că nu o să funcționeze o anumită idee, nu o să funcționeze în niciun caz dacă nu încerci, nu încerci să vezi dacă merge, dar tot ce trebuie să faci este să știi, să faci diferența, să fie o idee care să te să-ți dea încredere în tine, să te facă mai bun, să te facă mai optimist. Și poate că aveți nevoie unii dintre voi, pentru că sunteți foarte sensibil, creativ, poate, să vă înscrieți într-un grup de artiști. Sau această sensibilitate, spre exemplu, treci pentru o traumă, pentru o dramă, pentru o suferință. Ai în sufletul tău multă durere, poți să o aștepți pe hârtie, poți să o transformi într-o poezie, poți să o transformi într-un roman, poți să o transformi într-o pictură, poți să o transformi într-un ceva creativ. Cei mai mari artiști ai lumii au avut foarte mari drame în viața lor. Au suferit foarte mult. Deci cele mai mari capodopere ale lumii din artă, din, chiar și din știință și din orice, pentru că s-au concentrat acea energie a suferinței, au concentrat-o în altceva. Au suferit și atunci acea suferință, ca să o uite, să o scoată, să o repare, să o vindece singuri, au canalizat-o către ceva creativ. Toată durerea și-au pus-o într-o creație, într-o operă. Da? Deci acest lucru le-a adus apoi și celebritate și i-a ajutat și să treacă, să depășească drama, trauma cu foarte bine. Și a deschis porțile, să spunem așa, între ghilimele, către alte oportunități, alte posibilități. Văd că poate și la voi nevoie să vă scrieți într-un grup de artiști, așadar cu care împărtășiți aceleași idei, aceleași opinii, aceleași fragilități, între ghilimele, aceleași sensibilități, pentru că în felul acesta vă veți ghida unul pe altul, unii pe alții, vă veți inspira, vă veți ajuta, vă veți susține. Puteți avea, nu știu, poate vă ajută cu o expoziție, poate că voi deja pictați, poate deja vă sensibilitățile voastre vi le-ați pus deja în aplicare, într-un fel le-ați transformat în ceva. Și dacă v-ați înscrie într-un grup de artiști, ați putea deveni și mai bun, da, în arta voastră, în creativitatea voastră, și vă poate și deschide porțile aceste persoane, vă pot deschide porțile aceste persoane către noi oportunități, pentru că vă pot susține, încuraja, vă pot sugera, vă pot da idei, vă pot inspira, vă pot ajuta poate chiar să vă deveniți celebri, etc. Deci rămâneți cu încredere în voi, răspunsul la întrebarea voastră este să vă rămâneți cu încredere în voi, să vă puneți în practică această sensibilitate, să o transformați în ceva creativ și poate chiar să colaborați. Nu neapărat artiști, pot fi și alte gen de persoane care vă pot ajuta. Te înscrii, nu știu, la un curs ca să schimbi profesia, spre exemplu, pentru că tu ești convins că ai un talent, ești convins că poți, dar mai scrie-te și la un curs să te mai perfecționezi și în acel grup, acolo poți să descoperi alte și alte posibilități, etc. Deci pare că acesta ar fi răspunsul. Da, să rămâi cu încredere în tine, nu-ți pierde speranța, nu-ți pierde încrederea în tine. Haideți să vedem și la a treia variantă, să vedem la a treia variantă mesajul care vine în acest moment din partea divinității, răspuns la ceea ce vă preocupă sau o ghidare divină, chiar va ieși ghidare divină. Da, deci aveți în viața voastră poate deja un înger aici, poate voi aveți nevoie și să vă detoxificați cumva viața, un anumit plan al vieții sau pe toate planurile, pe sănătate poate în mod special, e nevoie să faceți o cură de detoxificare a organismului. Nu știu, ții o zi de post, mănânci doar legume, bei doar apă, sau ai o dietă mai lejeră, da, mănânci mai ceva mai lejer, care să-ți, așa încet, treptat, să-ți cureți organismul de alimentele care au fost poate prea grele, prea toxice, etc. Pentru că îți cureți energiile, ai nevoie să-ți cureți energiile.
energia care poate fi, intră și cu, odată cu alimentul, care intră și cu apa care o bei, care intră și cu gândurile și cu experiențele. Deci e nevoie cumva, poate să scureți cumva spațiul în care locuiești, gândurile, sentimentele, relațiile, să le cureți, să scoți din acea, în viața ta, ceea ce nu este potrivit pentru tine, ceea ce te aduce într-o stare de neliniște, de depresie, de oboseală, de stres, de agitație, nesiguranță, etc., etc. Trebuie să recunoști aceste stări care le ai, să le cureți apoi și cere ghidare divină. Poate că aveți nevoie de o ghidare divină. Deci roagă-te, cere divinității un sprijin printr-un înger, printr-un arhanghel, printr-un sfânt, pentru că veți primi, vă vine ghidarea divină. Poate veni sub forma unui vis, poate veni sub forma unei idei, sub forma unei inspirații, veți primi un răspuns, veți primi o ghidare. Dacă nu știți ce să faceți, nu știți cum să procedați într-o anumită situație, nu știți care va fi finalul la o anumită situație, etc., cereți ghidare divină, răspuns. Divinitatea vă poate da un răspuns. Puteți avea recunoașterea unor merite, să știți, astăzi sau în viitor. Deci aici vine ca răspuns. Deci poate trebuie să fiți voi recunoscători, să le recunoașteți meritul cuiva. Să fiți, pentru că acest lucru vă va ajuta să vă liniștiți, să zic așa. Poate e nevoie să recunoașteți că aveți nevoie de ajutor sau că cineva v-a fost de ajutor, cineva v-a învățat ceva bine, v-a spus ceva bine și acum este timpul să îi recunoști acest merit acelei persoane, fie vorbind direct cu acea persoană, fie chiar și în mintea voastră să vă recunoașteți acest lucru, pentru că face bine pentru gândurile și liniștea sufletului vostru. Și cereți ghidare divină. Poate că aveți nevoie să apreciați mai mult, să luați în considerare mai mult sprijinul cuiva, sfatul cuiva, faptul că cineva te-a inspirat. Dacă tu ai văzut la cineva un lucru care l-are sau care l-a făcut și pe tine acest lucru te-a făcut și pe tine să dorești acel lucru, să ai acel lucru, să faci acei pași care i-a făcut și cealaltă persoană și ți-a dus ceva bun în viața ta, meritul poate fi și acelei persoane, nu numai al tău. Al tău este că, într-adevăr, te-ai inspirat și ai mers în acea direcție. Dar și cealaltă persoană ți-a ieșit în cale, a fost un noroc pentru tine. Nu neapărat să fii recunoscător acelei persoane, că poate nici ea n-a făcut-o conștient, ci fii recunoscător, cum ar veni, universului, că ți-a scos în cale o astfel de persoană, că te-a putut inspira, că te-a putut, când ți-era lumea mai neagră, să zic așa, a venit ca un înger în viața ta, fără să vrea. Deci fără să vrea, pur și simplu pentru că s-au intersectat drumurile tale cu ale sale și ai văzut ceva la acea persoană sau ți-a spus o vorbă, ceva, e poate necesar acum să fii recunoscător, pentru că toată această energie a recunoștinței se va întoarce la tine înapoi. Primește ghidare divină, deci cerul îți va trimite semne, te va ajuta să-ți îndeplinești dorințele. Vei primi răspuns la rugăciunile tale, la rugămințile tale, deci, dar ai nevoie și de o detoxificare. Poate că ai fost influențat greșit într-o anumită situație și atunci e nevoie cumva să te liniștești, să te calmezi, să faci niște exerciții de meditație, de respirație, să ceri ghidare divină și să fii recunoscător, recunoscător pentru orice experiență o trăiești, prin cine o trăiești. Bună sau rea, ea te învață ceva, să alegi binele de rău, să vezi diferența, să înțelegi cine ți-e prieten, cine ți-e dușman. Și mod special poate să fii recunoscător celor care te ajută, care te inspiră, care te motivează, care te încurajează, care te îți vede partea frumoasă din tine, care îți pune în valoare, să zic așa, îți aduce plus valoare prin efortul său, prin sprijinul său. Mulțumesc frumos pentru că mi-ai
spus bună ziua, spre exemplu, chiar dacă nu spui cu voce tare, i-ai răspuns la bună ziua, dar tu în gândul tău poți să spui acest mulțumesc frumos că uite cineva mi-a dat bună ziua, pentru că poate sunt oameni care nu au pe nimeni care să le dea un bună ziua. Sau, deci, adică să nu te concentrezi pe ceea ce tu nu ai, pe ceea ce ție nu-ți merge bine, pe ceea ce ți se întâmplă neapărat, ci să te gândești că ai o bucurie, o mulțumire, un motiv de recunoștință. Ia în considerare să apreciezi mai mult ceea ce ai, ceea ce experimentezi, ceea ce primești, direct, indirect, da? Deci să știți că nu e nimeni obligat să-ți ofere nimic, cum se spune. Nici universul, până la urmă, nu e obligat să-ți ofere aerul curat sau viața curată. Obligația este poate a ta să ai o viață curată, un aer curat. Universul a dat din plin totul, să zic așa, într-o stare pură. Și atunci obligația noastră este să o menținem, acea stare pură. În noi, în afara noastră, de aceea poate e nevoie de această detoxificare, care poate veni... Să nu mai poluezi spațiul, să nu mai poluezi pe alții cu gândurile negative ale tale, cu convingerile tale prea, să zic așa, prea încrâncenate. Adică nu forța lucrurile. Ai o idee, ai ceva, expune-o, dacă cineva vrea să ți-o asculte sau scrie-o pe hârtie, etc. Dar nu deveni agresiv, nu forța pe cealaltă persoană să ți-o asimileze, să ți-o asimileze această convingere a ta, ci mai degrabă discut-o și vezi care este punctul slab al acestei idei ale tale sau punctul forte, dacă există într-adevăr o rațiune pentru acea idee, are o aplicabilitate, să zic așa, reală, corectă, etc., ca să nu ai... Cere ghidare divină, în orice caz este o zi, un moment, poate, deci la ce te preocupă pentru ceea ce ai pus întrebare sau pentru ceea ce vrei să afli sau pur și simplu vine fără niciun fel de, dacă ai ales la întâmplare, vine ca o sugestie din partea divinității, că divinitatea nu intervine, să spunem așa, în viața nimănui, doar îți trimite niște semne, niște mesaje, da, vine printr-o persoană, prin ceva, cumva, care să te inspire, care să te motiveze, care să te avertizeze că ceva poate trebuie schimbat sau ai putea face ceva sau care ar fi oportunitatea, etc. Dacă ceri această ghidare divină, dacă ceri universului, cerului divinității să te ajute, să te inspire, să te ghideze, să schimbi ceva sau etc. Deci aceasta este o ghidare divină, așa funcționează divinitatea, așa. Deci aveți acum poate la modul simplist aveți nevoie de a vă curăța organismul de niște toxine, poate că e nevoie să faceți o dietă, poate e nevoie să vă duceți la doctor să vă vedeți ce nu anume nu funcționează la sănătatea voastră, trebuie să recunoști semnele, să zic așa, care ți le dă organismul, bune sau rele. Cam astea sunt răspunsurile care vin pentru această a treia variantă, pentru cei care v-ați ales varianta pietrei albe, în acest moment, mesaje din partea divinității, ghidare divină. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante, cu cărțile de oracol al Arhanghelului Gabriel, care este mesagerul divinității, cel care vine cu mesaje de la divinitate, care transmite mesajele divinității. Și vă mulțumesc că vizionați acest video, vă mulțumesc pentru aprecieri și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!